Bună seara și bun găsit, stimați telespectatori, la emisiunea Orizontul Cunoașterii. Astăzi am invitat la o emisiune, după o pauză așa de pandemie, pe prietena mea Dina Mironesei. Și o să vorbim astăzi despre detașare versus renunțare sau resemnare. Deci o să vorbim despre toți termenii și nu știu, cei care o cunosc pe Adina știu că este consilier de dezvoltare personală, deci ca să o prezint din nou și îți urez binevenit. Mulțumesc, bună seara, mulțumesc pentru invitație, mă bucur din mulțumesc nou să fim împreună cu telespectatorii și mai ales într-un cadru atât de frumos în grădina lui Marc. M-am gândit la această temă deoarece suferința vine din modul în care ne atașăm de lucrurile din viața noastră și foarte mulți oameni suferă atunci când situațiile din viața lor se schimbă. Și din cauza asta consider că subiectul acesta al detașării și clarificarea că nu înseamnă, nu e același lucru cu resemnarea, am crezut eu că e binevenit. Deci prima dată ai spus despre renunțare și resemnare. Și resemnare. E cam... Da, par aceleași lucruri, dar nu sunt chiar numai la fel. Că unii înțeleg că modul de comportare folosind resemnarea sau renunțarea este ceva negativ, dar poate fi și ceva pozitiv, nu? Poate, sigur. Da. Pentru că depinde la ce renunți, depinde la ce nu renunți. Sigur, și mai ales depinde foarte mult unghiul din care privim situația respectivă. Pentru că, așa cum am mai spus și în alte emisiuni, o situație de viață poate fi privită drept tragică și ea chiar este tragică inițial, dar faptul că nu putem schimba nimic în anumite situații, faptul că noi ne certăm cu realitatea, asta e o expresie pe care o folosesc, a mă certa cu realitatea, oamenii pierd foarte mult timp prețios din viața lor și de multe ori, de cele mai multe ori, se termină cu depresie. Faptul că nu pot, că viața nu merge exact după tiparul pe care și-l imaginează ei. Depinde de nivelul de înțelegere la care am ajuns și atunci putem privi orice lucru, chiar și moartea o putem privi într-un mod detașat și chiar putem cu optimism, adică să ne bucurăm pentru persoana care a plecat, pentru că ea a ajuns într-un loc unde nu mai suferă. Și a scăpat de suferință, în primul rând. A scăpat de suferință. Pentru că rare ori, mai de puține ori pleacă, mor oameni sănătoși. De obicei mor oameni bolnavi care sunt deja într-o suferință fizică, care este la fel de importantă ca și suferința psihică. Nu trebuie să o neglijăm nici pe aceasta. Cred că nu suntem obișnuiți să privim viața ca o realitate, așa cum se întâmplă în realitate. Cred că oamenii trăiesc așa câte o perioadă călduță din punctul de vedere a experiențelor, în sensul că lucrurile se întâmplă frumos, ei sunt sănătoși și toate lucrurile merg bine sau cel puțin liniar, dacă nu neapărat bine. Și atunci când se întâmplă ceva neplăcut, un accident sau moartea cuiva drag, li se pare că aceste lucruri nu fac parte din viață. Adică au un șoc, ca și cum lucrurile astea nu sunt normale. Și aș vrea să vorbesc un pic despre normalitate, despre cam cât se poate încadra în normalitate.
De-a lungul vieții mele, ca un om adormit ce-am fost atâta vreme, priveam lucrurile exact la fel. Cât mergeau lucrurile liniar sau bine, ziceam că aia este normalitatea și că așa trebuie să meargă lucrurile. Când apărea câte o sincopă sau câte ceva care nu se încadra în noțiunea mea de normalitate, atunci făceam neapărat o dramă din lucrul ăsta. Fie că era vorba de despărțirea de soț, de fostul soț, fie că era vorba de o, nu știu, o ceartă cu cineva, lucrurile luau dimensiuni din ce în ce mai mari, adică ceva gen din țânțara armăsa. Și în ultimii ani, ce am făcut eu a fost să încadrez încetul cu încetul toate experiențele neplăcute în așa zisa normalitate. Deci la mine e la fel de normal să, nu știu, să pățesc ceva într-un accident când plec de aici, e la fel, e normal să, nu știu, să vin apocalipsa mâine, e normal să îmi ia foc casa, că deja s-a întâmplat asta de două ori în viață. Deci lucrurile astea sunt normale și practic odată cu trezirea omul își dă seama că trăim într-o permanentă incertitudine. Deci poate să vină apocalipsa mâine, pot să vină și extratereștri. Practic, pentru mine, toate lucrurile au intrat în normalitate. Nu că au intrat, le-am încadrat eu în normalitate ca să nu mai am șocuri în momentul în care ele se întâmplă. Nu spun că nu mai am șocuri absolut deloc, ci că perioada aia de șoc și negare, care așa este foarte, foarte scurtă, de ordinul minutelor, să zicem, când în mod normal perioada de șoc și negare poate dura și luni de zile. Și a devenit normalitate din cauza că știi că din lucrurile astea care de obicei nu ne plac, învățăm. Întotdeauna. Putem să avansăm pe drumul spiritual. Sigur că da. Și da, pe drumul dezvoltării personale, în general. În general. Da. Pentru că mi-am dat seama că în viața mea lucrurile care m-au construit, de fapt, sunt exact experiențele negative. Experiențele traumatice și chiar cele traumatice. Pentru că cu cât mai mult suntem traumatizați de o experiență, cu atât căutăm mai mult soluții și răspunsuri și cu atât săpăm mai profund după răspunsuri și după lucrurile, după cunoaștere în general. Da, de obicei oamenii încep să caute, să înțeleagă anumite lucruri când au o experiență de felul ăsta. Numai. Când au o bolă, când au o experiență, un deces sau ceva. Și atunci își pun întrebări. Până Sigur. Atunci nu prea. Sigur. Dar sunt și persoane care se nasc cu spiritul ăsta. Foarte rar. Foarte rar. Am întâlnit. Spiritul de a cunoaște. Adică să aibă curiozitate, să cunoască mai multe despre viață. De vorbit telefonic am vorbit cu două persoane, iar de întâlnit în mod real, cred că una singură. Adică care să nu aibă un motiv, da, să nu aibă ca motiv principal al căutărilor suferința și de fapt eliminarea suferinței, că de fapt asta încearcă omul să facă în momentul când caută, când citește, când caută răspunsuri. Asta încearcă să elimine suferința din viața lui. Sau mai sunt persoane care spun că au devenit căutători că au întâlnit o carte sau ceva. Dar dacă e să săpăm mai mult în problema asta cu căutările, cred că dacă nu exista o suferință poate neconștientizată, omul nu citea mai multe cărți sau nu căuta mai multe răspunsuri. Se oprea la acea carte. Adică cumva, nu știu, curiozitatea la mine joacă un rol mai puțin important din ce am văzut din experiență. Adică ce am văzut din experiență, oamenii devin căutători în atunci când vor să elimine suferința. Practic, cred că acum revenind la subiectul nostru cu detașarea, ca să fac, avem și un tren pe aici, suntem în zona gării,
Ca să facem diferența între detașare și resemnare sau renunțare, renunțarea e cumva, după mine, o folosesc la mijloc, între astea două, adică eu personal folosesc cuvântul între astea două. Pentru mine, detașare înseamnă să dai drumul unei experiențe care nu ți mai este de folos, să dai drumul unui abuz, să dai drumul, să renunți practic la o experiență care pur și simplu nu mai vrea să meargă. Dar după detașare urmează și acceptarea. Sunt legate într-un fel. Cred că înainte. Cred că înainte. Adică dacă n-aș putea... Ce accepți? Poate doar la mine este invers, nu știu ce să zic. Da. Poate doar la mine este invers. La mine întâi rațional descâlcesc toată situația și apoi îmi dau seama dacă poate fi schimbat ceva sau nu poate fi schimbat ceva. Dacă nu poate fi schimbat ceva, atunci urmează acceptarea că realitatea așa vrea să stea și o lăs să stea așa, pentru că m-am lovit de multe ori de încăpățânarea mea de a bate la uși închise, că de fapt asta înseamnă atașamentul. Înseamnă a bate permanent la uși închise, fie că este vorba de o relație care nu e reciprocă, adică sentimentele nu sunt reciproce, fie că este vorba de o situație de viață, nu știu, un job în care vrei să fii promovat și nu mai ești, aștepți ani de zile și vezi că nu ești promovat în mod normal, dacă ai văzut că nu și nu și nu și nu, atunci poți să pleci de acolo. Scuze. Așa e în aer liber. Da. Așa. Detașare, putem spune că poate să fie și lipsa dorințelor, adică renunț la... Depinde, sunt mai multe interpretări, da, pentru că na, expresiile în toate limbile pot fi interpretate. Pentru mine, detașare nu înseamnă lipsa dorințelor, așa cum curajul nu înseamnă lipsa fricii. Cam relația asta ar fi. Detașare înseamnă să-ți dorești un lucru, să faci tot ceea ce poți în vederea realizării lui, realizării acelui lucru, dar în momentul în care el nu se întâmplă, să nu ajungi să te dai cu capul de pereți, adică pur și simplu să zici, deci, e o încercare, a fost o încercare. Poți să ai anumite așteptări, poți să ai anumite dorințe, dar să nu te cramponezi de ele. Da, sau... adică în sensul să nu intervină, da, suferința apoi. Da. Sau dacă intervine, să fie perioada cât mai scurtă, să nu fie o depresie. Da. Asta înseamnă pentru mine detașare. Deci detașare nu înseamnă nici lipsa dorinței, nici lipsa de acțiune, ci înseamnă a face tot ceea ce poți, a acționa în vederea realizării scopului pe care ți l-ai propus, dar în momentul în care acesta nu se întâmplă, să pleci mai departe și să spui așa a fost să fie. Deci, și asta nu înseamnă resemnare. Pentru că, de exemplu, în DEX m-am uitat la cuvântul resemnare și este definit în mai multe dicționare din limba română, mai vechi, mai noi, în mai multe feluri. Resemnare înseamnă a te împăca cu o situație după un dicționar, a te împăca cu răul după un alt dicționar, cu răul, adică ți s-a întâmplat ceva rău și te resemnezi, adică accepti că s-a întâmplat. Nu mai acționezi, te părăsești ceea ce făceai până atunci. Da, da, da. Dar în general oamenii asociază resemnarea cu părăsirea inclusiv de sine. Nu știu dacă ai observat, când oamenii vorbesc despre resemnare, vorbesc așa, despre o renunțare la tot. Adică la tot, inclusiv la grija de sine minimă, adică de obicei se vorbește despre resemnare într-o stare de apatie, poți spune. Da, 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 ăsta e cuvântul. Deci ce vreau să spun este că... Care este o emoție foarte negativă. Foarte, apatie, foarte negativă și e un fel de... aș putea spune că e împotriva vieții.
pentru că viața înseamnă să fii, viața, energia vitală înseamnă să fii deschis pentru ca energia să curgă și către tine și dinspre tine către ceilalți. Practic să fii deschis maxim, maxim înseamnă să iubești viața. Pe când în cazul felului în care oamenii percep resemnarea, este vorba de o apatie, cum ai zis, și de un refuz al vieții. Și am cunoscut foarte multe persoane, chiar foarte multe persoane aflate în situația asta și care sunt foarte bolnave. Și nu mă mir că sunt bolnave, pentru că în mod subtil ele refuză, stând în starea aia de apatie, refuză viața, pur și simplu. Refuză dar viața. Despre renunțare ar fi cazul să vorbim ceva. Sigur, pentru sigur. Că unii văd renunțarea ca pe ceva negativ, că renunț la ceea ce îți place, renunț la multe lucruri, dar poate fi și ceva pozitiv, nu? Da, poate fi foarte pozitiv, dar oamenii nu-și dau seama că rezultatele sunt... Oamenii asociază renunțarea cu a-ți pierde demnitatea un fel, adică cum să renunț eu să am dreptate într-o discuție sau cum să renunț eu să am o discuție în contradictoriu cu nu știu cine, de dragul discuției. Adică intervine, sau aici intervine ego. Foarte tare, sunt convinsă, da. Sunt convinsă de asta. Și mai și oamenii... la persoane care au multă mândrie, care, da, care da. Sunt pe nivelul ăsta, mândrie. Da. Și asociază, și chiar am avut discuții cu cineva pe tema asta și asocia tot timpul, dacă renunț la, la un conflict, renunț. Deci ești în conflict cu cineva, să zicem chiar într-o discuție în care intervine un conflict și pui cum să renunț? Dar ce el să creadă că eu sunt prost sau eu sunt proastă sau lucruri de genul ăsta? Așa pentru spune mine, ego întotdeauna. Ego spune, da, chestia asta. Dar să privim lucrurile un pic analitic și să ne dăm seama că există subiecte pe care cu anumite persoane nu le putem discuta. Pentru că sunt subiecte sensibile, posibil ca persoanele respective să fie avut cine știe ce traume legate de subiect sau așa, și atunci imediat omul se identifică cu ego-ul și imediat omul sare în mod agresiv în discuție, fără să țină cont de părerea celuilalt. În astfel de discuții, renunțarea este cheia. Benefică, da. Este benefică pentru ambii. Pentru că, după cum știm, în conflicte, în discuții conflictuale și de acest gen, când suntem nu pe luptă sau fugi, creierul nostru secretă anumite substanțe care sunt toxice pentru organism și atunci, în momentul când renunțăm la conflict, înseamnă că ne facem un bine și nouă și celuilalt. Pentru că, în general, discuțiile conflictuale pe anumite teme din acestea sensibile nu se termină niciodată cu vreun câștigător. Niciodată. Mai ales discuții legate de religie și politică. Oh, da, da. Religie, politică și COVID mai nou. Ei, dar asta e... Nu, da. Zilei, nu? Da, serios. Deci a intrat exact în capitolul subiectelor sensibile pentru că nu... Deci, cred că sunt 3 luni exact de când a început perioada. Hai să zic, nu chiar de la început, dar imediat după început, m-am străduit să fac un videoclip. Apropo de lucrul ăsta, de COVID. Și m-am tot gândit cum să-l structurez cât mai bine, cu argumente, cu toate alea, și m-am tot gândit, da, dar nu vreau să mă cert cu ăia, nu vreau să mă cert cu ceilalți, că sunt grupuri de persoane, am citit foarte multe comentarii ca să mă documentez referitor la ce cred oamenii. Deci am citit sute de comentarii ca să mă documentez la ce cred oamenii, despre ce cred oamenii. Și atunci, gândindu-mă la fiecare grupuleț care crede ceva, am încercat să formulez niște argumente care să
ducă la anumite concluzii. Trebuie să folosești alte argumente în funcție de grupul. Corect, respectiv. Corect. Și ajunsesem să fie atât de complexă structura acelui clip, încât am renunțat. Am zis că nu e un subiect pe care să se poată discuta acum. Poate mai târziu, când se mai liniștesc oamenii, adică în sensul să nu mai fie atât de agresiv, pentru că... Să mai fie atât frică. Dar și agresiv, în sensul că dacă unul crede ceva, vine imediat un altul și îi spune nu e așa, că eu știu mai bine. Și apropo de... Da, și nu renunță nici unul, nici altul. Vor să se convingă reciproc. Și bineînțeles, nu ajung la nicio... la nicio congruență. Din motivul ăsta, cred că renunțarea este bună, dar aș vrea să facem o observație aici. A nu se înțelege că renunțarea sau detașarea sunt bune atunci când vine vorba de o pasiune pe care visăm să o transformăm într-o profesie. Pentru că aici este o graniță foarte subțire care desparte renunțarea rapid atunci când vezi că ceva nu merge, adică nu poți să-ți transformi visul în realitate, ești foarte tentat să renunți. Pentru că, e o stare de disconfort, așa. Dar există și ceea ce numim perseverență. Orice vis al unui om nu a putut fi împlinit fără perseverență. Eu am învățat foarte bine lecția asta. De obicei, oamenii renunță repede. Și foarte mulți care, cel puțin în domeniul meu, pentru că este un pic mai nou în România, nu este chiar atât de nou, dar oricum, domeniul în care lucrez, dezvoltarea personală, este un pic mai nou. Oamenii care au făcut cursuri, care au făcut, au citit foarte mult, s-au documentat și au vrut să devină consilieri de dezvoltare personală sau trainer sau așa, foarte mulți dintre ei și unii chiar talentați au renunțat pentru că nu au avut succes din prima. Și cred că, cel puțin pe mine, perseverența m-a salvat. Este o între atașamentul de o cale, de o direcție, atașamentul de o direcție și renunțare și detașare, există totuși o diferență, pe care zic eu că mai bine o să începem după pauză să o vorbim, ca să putem să o discutăm, să o analizăm. Totuși, despre renunțare se poate spune un lucru pozitiv, renunț la emoțiile negative, este cel mai bun lucru. Am de spus ceva împotrivă. De ce? Pentru că emoțiile negative sunt bune. Bune când, sunt bune când, într-o măsură oarecare. Când te îmbolnăvesc. Sunt bune ca semnal de alarmă, nu neapărat, adică da, nu înseamnă să le luăm în brațe. Dacă stai cu o stare de asta mult timp. Nu. Dar doar să le luăm în seamă, pentru că ele sunt un semnal de alarmă către ceva care ar trebui analizat interior, care ar trebui descălcit, clarificat. Dar o să revenim după pauză. O să revenim după pauză, sigur că da. Am revenit în partea a doua a emisiunii și rămăsesem să vorbim despre perseverență. Perseverență atunci când, într-adevăr, nu vrei să renunți... Cu ușurință. Da. Când vine vorba de transformarea unui vis în realitate, perseverența este o cheie foarte importantă, pentru că realizarea unui vis, de obicei oamenii își pun în minte vise mărețe, adică nu orice fel de dorință este să o ridicăm la nivelul de vis. Și din cauza asta zic că pentru mine, cel puțin în realizările mele, perseverența a avut un rol foarte important, pentru că nu înseamnă că mi s-a oferit totul pe tavă. Am muncit foarte mult ca să pot să profesez în
în această profesie. Și cred că dacă nu exista perseverența, am avut foarte multe tentative de a renunța, apropo de renunțare, dar parcă de fiecare dată mă agățam de câte un semn în ghilimele. Adică apărea câte ceva, nu știu, apărea cineva care îmi spunea că am scris un articol care i-a mișcat ceva acolo. De fiecare dată apărea câte ceva și eu mă agățam de lucrurile astea și ziceam, ok, merită să merg înainte. Chiar dacă nu s-a întâmplat azi, nu s-a întâmplat mâine, nu s-a întâmplat un an, doi, trei, cinci, ceva de genul. Da, depinde de fiecare când e tentat să renunțe și depinde cât de mult ține la acel vis. În direcția asta, vorbind despre visele care pot deveni realitate, cam asta ar fi de zis, că dacă nu există perseverență și dacă renunțăm, apropo de renunțare, dacă renunțăm prea repede, cred că nu e, aici renunțarea nu este bună. Apropo de detașare acum, apropo de renunțarea la emoțiile negative. Din punctul meu de vedere, emoțiile negative sunt ca niște semnale de alarmă care ne anunță că trebuie să analizăm ceva în interior. Poate fi vorba, știu eu, de chiar și dacă vorbim despre furie. Una din cele mai agresive emoții negative, tot un semnal de alarmă ar fi să analizăm ce ne produce acea furie și mai ales de obicei este un trigger, adică un declanșator, ceva care ne declanșează acea stare, și să analizăm acea stare ne poate conduce către dizolvarea emoției. Suntem noi atât de atenți încât să vedem cum apare furia, de unde apare și să nu intrăm în ora ei? Că de obicei atunci când intri într-o stare de asta, greu o părăsești, mai ales când ai pe cineva cu care ai o dispută. Așa este. Da. Dar, de exemplu, persoanele cu care lucrez, le dau exerciții în fiecare săptămână și monitorizarea stărilor, pentru că furia, de exemplu, pleacă cu senzații fizice din stomac. Da. Și atunci, dacă omul este foarte atent la el însuși și prezent, și mai ales prezent, apucă să vadă înainte de a exploda. Da, mai întâi trebuie să înveți starea de prezență, adică cum să fii absolut, prezent. Absolut. Pentru că deci majoritatea nu poate să fie în starea de prezență decât câteva secunde. Exercițiul. Deci exercițiul zilnic. Necesită exercițiu zilnic. Persoanele care fac o dezvoltare personală ghidată de un consilier, deci primesc teme și atunci își exersează efectiv starea de prezență. Și în practica asta pe care o dă cel care, cum ești tu, terapeutul sau consilier. Da. Este și o anumită tehnică pe care o predai, adică să introspecție ceva sau... În primul rând prezența, în al doilea rând prezența și atenția. În momentul când ești prezent, ești și atent. Da. Împreună și monitorizarea acestor stări. Pentru că, de exemplu, într-o săptămână se pot întâmpla, nu știu, trei situații în care persoana respectivă îi se declanșează starea, nu? Și atunci spui, scrie, nu? Scrie undeva. Astăzi, în preajma persoanei X sau cumva în situația X, mi s-a declanșat așa. Am reușit să fiu prezentă și într-o fracțiune de secundă sau, în fine, în câteva secunde, să-mi dau seama unde se rostogolește situația și mi-a reușit. A doua zi, nu mai apucă, că nu era prezentă. A treia zi iar îi reușește și atunci omul își vede progresul în zilnic. Da, știu că tu le spuneai din niște exerciții pentru ca să-și mărească atenția. Da, da. Există și exerciții pe care le facem împreună, dar între ședințe sunt aceste exerciții teme, pur și simplu.
care numai practica ne poate produce schimbări în noi. Nu spun că este ceva ușor, dar se văd rezultate. Dar după părerea ta, introspecția asta interioară, cam cât durează la o persoană care nu e obișnuită cu... Am avut, bine că m-ai întrebat, depinde de persoană, pentru că am avut surprize extraordinare cu persoane care n-au mai făcut niciodată exerciții și n-au mai făcut așa, cărora le pica fisa imediat. Deci fără cărți citite, fără nimic, cumva depinde de rezistența la schimbare, de deschiderea persoanei, și de atenția persoanei, că, nu știu, eu... Da, sunt persoane care au atenție mai bună și altele care nu prea au atenție și se lasă purtat. Da, și mai sunt persoane care sunt prizonierele preconcepțiilor, adică cumva știu că lucrurile trebuie să stea într-un fel și atunci sunt prinse în diverse teorii și nu se pot deschide... Persoanele respective sunt cele mai greu de schimbat. Da, da. Da, și chiar acum lucrez cu o persoană care, cu care îmi face foarte mare plăcere să lucrez. De fapt, noi spunem că schimbăm, dar nu schimbăm noi, ea singură să schimbăm învățând. Bineînțeles, bineînțeles, nu schimb nimic eu. Da. Eu ghidez, susțin, nu, sunt alături, sunt acolo. Da. Dar am lucrez acum cu cineva, care o persoană care foarte repede și niște progrese foarte mari în doar câteva săptămâni. Da. Și din cauza asta zic că depinde de deschiderea persoanei, știi? Depinde de deschiderea persoanei. Să mai revenim la detașare. Cred că e important să spunem despre detașare că să revin puțin la ce am spus la început, apropo de a încadra măsura în care putem fi noi de detașați, depinde foarte mult cât acceptăm în limitele astea ale normalității. Ce înțelegem noi prin că e normal? Dacă un om înțelege că e normal ca viața lui să fie doar frumoasă și doar să fie doar echilibrat și culmea, cuvântul echilibru spune cumva echilibru dintre emoții pozitive și negative. Există un echilibru. Dar oamenii vor echilibru doar cu emoții pozitive. Și atunci normal că chiar sunt pe un grup despre depresie și anxietate și vedeam acolo, citeam comentarii, că sunt pasionată de citit comentarii. Citeam cum toți oamenii, majoritatea ziceau, păi eu nu mă simt mai bine, deși am luat medicație, că erau persoane cu depresie mai gravă, adică cu tratament, și după 3 ani de tratament nu simt nimic. Și i-am răspuns că tratamentul medicamentos fără consiliere este zero și mai multe persoane au spus lucrul ăsta, că oamenii care iau doar medicamente pentru depresie nu rezolvă nimic, adică pot rămâne chiar pe medicație toată viața și tot nu rezolvă nimic. Chiar am văzut mărturile persoanelor respective. Deci, cum spuneam, măsura în care putem noi fi detașați depinde foarte mult de cum acceptăm că sunt posibile lucrurile în viața noastră. Că viața nu e doar o linie, un drum așa către cer, o scară, cum e în fotografiile alea cu evoluția spirituală, o scară către cer, către norișori. Și oamenii se așteaptă că atunci când fac pași pe calea dezvoltării personale sau pe calea evoluției spirituale, să fie totul din ce în ce mai roz. Lucrurile sunt roz foarte târziu. Deci e nevoie de o muncă foarte, foarte susținută și cred că rezultatele cele mai bune le obțin oamenii care învață să renunțe și care se familiarizează cu detașarea, care care reușesc să spună, domnule, dacă realitatea e așa, de ce, na, asta e. Și sunt mai multe considerente care m-au ajutat pe mine, cel puțin. M-a ajutat faptul că
am conștientizat, nu spun că oamenii nu știu, dar nu vor să știu, la nivel verbal spun că sunt de acord, dar când e vorba de aplicat, nu aplică nimic. Noi învățăm prin încercare și eroare, încercare și eroare. Oamenii spun, da, da, știu, știu, încercare și eroare. Și când vine eroarea, a, păi nu mai încerc aici, mă resemnez, se pare nu mai încerc. Greu. Da, pentru că nu e nimeni bucuros când are un eșec. Nu e nimeni bucuros. Dar ca să înțeleagă că nu se poate decât prin încercare și eroare și că viața nu poate fi doar în sus, e în funcție de evenimente, dar și lucrul ăsta, apropo, dacă o reprezentăm așa ca pe o sinusoidă, că se spune că viața e cu urcușuri și coborâșuri, cu urcușuri și coborâșuri. Urcușurile și coborâșurile depind de noi. În momentul când suntem detașați, nu mai oscilăm așa, da? Intervine acel echilibru. Dar echilibru nu înseamnă, oamenii își imaginează, că să detașarea... Să aibă o viață lină. Da, să aibă o viață lină, asta e una. Și își imaginează că a fi un om detașat înseamnă a fi un om apatic. Ori, după cum știm, nu este așa, este o mare diferență. A fi un om detașat înseamnă a accepta lucrurile care ți se întâmplă, a vedea dacă poți face ceva ca să schimbi, și cum de obicei nu putem să ne schimbăm decât pe noi, mai bine ne schimbăm pe noi decât să schimbăm situațiile. Da. E mult mai simplu. Așa. Și practic e și singurul lucru pe care îl putem schimba. În realitate nu putem noi schimba lucruri. Facem tot ceea ce putem, dar nu... Poți să spui că e similară munca unui psiholog a unui terapeut, a unui care face dezvoltare personală. Nu, sunt niște diferențe. Sunt niște diferențe. Și nu se poate rezolva la dezvoltare personală problemele pentru care merg la psiholog? Depinde de consilier. Depinde de consilier, da. Sunt consilieri mai pregătiți, mai puțin pregătiți, depinde, da. Pentru că cursurile cursurile le poate face oricine. Da. Care are studii superioare, cursurile. Cât ai mai multe cunoștințe din psihologie, cu atât știi mai mult. Da, baza asta este, deci, dacă ar fi să dăm niște soluții pentru detașare, cred că una dintre soluții ar fi un exercițiu, dacă ar fi să propun, ar fi ca în momentul în care întâlnim în viață o situație neplăcută, să scriem, să împărțim o foaie A4 în două și să scriem ce pot schimba și ce nu pot schimba. Și după ce scriem cu răbdare ce pot schimba în situația asta, ce pot eu schimba, adică nu știu, pot să ajut, pot să... Depinde de situație, nu pot da așa, dar scriind, analizând efectiv ce pot schimba și ce nu pot schimba, în momentul în care la ce pot schimba este numai percepția mea despre eveniment, nu? Este, depinde de mine dacă să mă detașez și să fac tot ce se poate din punctul meu de vedere, dar fără patima, asta vroiam să zic. Intervine agățarea asta de situații și de evenimente și de oameni, nu? Că există și agățarea de oameni, atașamentul de situații, evenimente și oameni, se face cu multă patimă, nu știu ce alt cuvânt să aleg, dar e implicarea, nu e tot una cu patima asta, cu a ține cu dinții de să se realizeze ceva. Sunt lucruri diferite, cred că sunt lucruri diferite. Cred că analiza, exercițiul ăsta cu analiza, cu ce pot schimba și ce nu pot schimba, și după aceea, ca să devină omul mai conștient, pot scrie, depinde de mine, dacă detașarea durează 10 minute, o săptămână sau un an. Adică, na, cad în depresie un an și după aia tot la asta trebuie să ajung, că situația nu se va schimba. De exemplu, dispariția cuiva drag, dacă vorbim de dispariția cuiva drag,
aia nu pot, nu e o situație la care să schimbăm noi ceva, că nu putem face nimic. Trebuie să ne schimbăm noi. Trebuie să ne schimbăm noi și să acceptăm faptul că persoana pur și simplu a dispărut din viața noastră, a dispărut din viața noastră. Cunosc foarte mulți oameni care rămân, cel puțin în situația asta, rămân în depresie un an, doi, trei sau nu pot vorbi despre subiectul ăsta niciodată. Depinde cât de mult știu despre subiectul ăsta, despre moarte, adică despre ce se întâmplă după cât ce... scriu, depinde cât și ce cred. Da, că, da, de exemplu, depinde ce cred. Na, pentru unii moartea înseamnă ceva, pentru unii moartea înseamnă altceva. Dar pentru mine, cel puțin, care pentru mine înseamnă moartea și atât, adică atât, adică asta e viața și atât. Ce? Pentru mine, pentru aceea? Mine. Pentru mine, pentru mine asta e viața și atât. Și când spun și atât, viața? Nu, și atât. La mine așa e. La mine așa la mine e. Din cauza așa. Asta, eu abia acum am reușit să mă bucur de fiecare moment, gândind așa. Așa e la mine. Păi înseamnă că dacă tu ții, nu-ți pare rău că îți termină viața? Dacă crezi că după aceea nu mai este nimic? Ba da, îmi pare rău, da. Ce fac eu acum tocmai pentru ca să nu-mi pară rău? Iubesc fiecare trandafir, mă uit ca și cum aș vedea pentru prima dată frumusețea. Vezi, percepția la noi diferă, pentru că eu cred că există din curs. Mie nu mi-e frică, pentru că dacă... Dar nu, dar nu înseamnă că mi-e frică că nu-i nimic dincolo. Nu mă interesează, da, e la ceva... La mulți le frică de dispariție. Asta... De ce go? Eu, ca să fiu sigură, m-am împăcat cu dispariția, apropo de detașare. Zice acum, deci... pentru că ești tânără. Da, foarte tânără. Ok, ok. Nu, ideea e că mi-am simplificat foarte mult și credințele și asta, tocmai pentru ca să ajung la o detașare implicată, nu știu cum, deși par contradictorii conceptele, pentru mine detașare nu înseamnă renunțare, detașare nu înseamnă resemnare și pentru cei care își amintesc, dacă își amintește cineva, am făcut noi o emisiune că renunțarea nu e ceea ce pare. Renunțarea sau renunțarea la calea spirituală nu e ceea ce pare. Renunțarea înseamnă înțelegerea unor lucruri în felul personal și înțelegerea faptului că evoluția spirituală nu e despre cărți citite sau despre mantre sau despre, e despre valori morale și alte lucruri care nu le vorbim aici. Adică nu fac parte din subiectul nostru. Dar pentru mine, dacă ar fi să dau un exercițiu, ar fi acesta cu împărțirea foii în două, ce pot să schimb, ce nu pot să schimb. Și dacă ceea ce pot schimba este doar la mine, atunci trec la schimbarea credințelor, la schimbarea percepției și la detașare, într-un zic final. După ce vezi dacă cele care le-ai realizat, toate și s-au îndeplinit, să treci din nou la celelalte care nu le-ai realizat și sigur, să treci din nou. Sigur, păi asta nu înseamnă că faci exercițiul ăsta o singură dată. Ai și... văzut că se poate, după aceea o să poți face și din categoria aceea. Pe mine m-a ajutat și faptul să-mi dau seama de lucrurile bune pe care le-am făcut, pentru că, în mintea tuturor intervin regretele. Că dacă puteam, că dacă făceam, că dacă făceam mai devreme, că dacă făceam nu știu cum, de reținut, și poate ar trebui să scrieți fraza asta, adică în sensul că s-o aveți, nu spun că nu știe lumea, o știe, dar... Dar uită. Dar o uită și atunci intervin regretele. Cum eliminăm regretele? În felul acesta. Deci de fiecare dată noi în fiecare moment de viață facem tot ceea ce știm mai bine cu capabilitățile emoționale și cu resursele intelectuale pe care le avem în momentul ăla. Normal că dacă mă uit cu mintea de acum în spate, voi crede că puteam să fac mai bine. Nu, niciodată nu puteam să facem mai bine decât cum am făcut. Aia a fost maxim posibil. Și în cazul ăsta, detașare maximă, că nu mai am ce să-mi pară rău. Atâta am putut să fac la momentul ăla, atâta pot să fac acum. Deci lucrurile sunt simple. Dacă nu... ai luat din nou viața, să fii din nou tânăr cu ceea ce știi acum, păi faci mai multe. Așa, nu? Ceva nu se poate și atunci, și atunci detașare. Dar eu zic că vii din altă viață, știi mai multe,
Eu nu scoastea. Și atunci îndeplinești mai multe din la ceea mine, ce ți-ai propus. La nu-i cu din astea, dar oricum, în vederea detașării să înțelegem că nu suntem nemuritori în sensul corpului fizic, a eu-lui. Cine crede în nemurirea de un fel sau de altul a spiritului, asta e altceva. Dar dacă vreți să vă bucurați de viața asta, detașare, înțelegerea faptului că bucuria și pasiunea și extazul vine din a gusta momentul ăsta și eu n-am reușit să fac asta decât conștientizând moartea, că oamenii cred că a conștientizat, dar nu mă gândesc eu la lucruri din astea negative. Bine, păi bine, nu, atunci sunt, trăiești adormit. Sunt înțelepți care îți recomandă să te duci în cimitir ca să vezi. Corect, că da, eu sunt convinsă că e un exercițiu care are efect. Eu am făcut-o, da. Când nu putem să ne trezim de unii singuri, mergem în cimitir, vedem care-i drumul corpului fizic. Dacă credeți altceva așa, eu cred că e cu totul, dar în fine, așa trecând peste asta, cred că detașarea și bucuria poate veni în momentul în care suntem conștienți de faptul că suntem ca și eu, ca și ego din psihologie, suntem finiți, nu? Petrecem o durată finită aici și dacă avem de gând să ne consumăm viața cu agățându-ne, atașându-ne de diverse și ținând cu dinții și frustrându-ne permanent, e alegerea deci, fiecăruia. Deci cine te ascultă și te crede pe tine, eu intru în depresie când aude că după aceea nu mai există viață. Nu pentru știu, că e Iisus, problema. Deci Iisus spunea tot timpul. Eu nu pot. Este viață și după moarte. Fiecare cu credințele lui. Nu, eu... Dar și mari maestri spirituali, spune. Ok, e problema lor. E problema lor. Bine, îți mulțumesc cu pentru drag, participarea cu drag. Și pentru și că tu ai vorbit despre aceste sper să fie avut oamenii ce lua din emisiunea asta care să le fie de folos. Da, mulțumim. Cu drag, mulțumesc pentru invitație. Și așteptăm la alte emisiuni în fiecare miercuri seara, la ora 19. La revedere.